Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la un nou joc! Care se cheamă Iepurile care... Nu, Iepurașul. Iepurașul care seamănă cu bunii. Are o bâtă și este într-o casă tot așa cum este bunii pe care noi trebuie să explorăm. Uite, simplu, eu dacă mă uit la setar, se deschide. Oh, de exemplu, Felix. Eu dacă mă uit sub pat, ne sunt supat. Ne ascunde. Nimic. Deci o să fie un iepuraș. Iepurașul lui Groani, probabil. Mm-hmm. Wow, asta este o casă părăsită cu grafite. Ce-am crezut că e o carte pe jos. Ok, aici e închis asta. Avem un seif. Da, îmi trebuie cheie, vezi? Oh, ia, caută pe aici presetare. Felix, dar noi dacă facem gălăgie, vine iepurașul și ne bate? Nu știu, se întâmplă că de avea jucăm jocul. N-ai zis tu că de jos se fac sertarele? Așa. Faza este vezi că... Vezi, am prins. Ce pe aici? Trebuie să explorăm tot. Uite o bâtă. Asta este bâta lui Groanini sau bâta iepurașului? Și putem să-l batem, Felix, dacă îl întâlnim? Am văzut ceva, dar ăla este iepuraș? Este un iepuraș foarte slăbuț. Uite-l. Eu are și urechile. Cu două capete? Nu, are urechile, sunt urechile. Aaa, ce comic e! Se uită în stânga. Este rău? Nu, bătaia o ține acasă, te mângâie. Crezi că ne vede cu antenele lui? Nu știu, eu mă duc până jos. Stai puțin, să dau asta jos, că n-am. Vine. Fugi, că vine iepurașul după tine, vine iepurașul după tine. Ascunde-te sub pat. Unde? Aici așa. Dar nu putem să-l vedem de pătura asta. Păi, și merg pe instinctul de femeie. 2, 3 și... Oh. Ha! E bun instinctul? E bun. Merg aici jos. Uite, e proașul din dreapta, l-am văzut. Stai că m-a auzit, să mă duc undeva. Mi-e frică. Ah, ce fain. Ha-ha! Nu o să-i ghici niciodată unde sunt. Oh my god! Bang! Oh my god. Ce față are iepurașul ăsta? Da. Ce ochi are? N-am văzut. Ziua cea de-a doua. Oh, iar e cu 5 zile. Oh, ce fain. Crezi că-s cu 5 zile? Dar da. Ce putem face cu bâta? Oare putem să-i dăm una în cap? Nu ia, știu, ia bâta, Felix, era acolo o bâtă. Vreau să caut ceva pe aici pe jos. Că am văzut că dau unea și nu se întâmplă nimic. A, da? Aici aș face așa, litera lui. Aici litera iepurașului. E un ventilator acolo, nu are vreo cheie după ventilator ca la Groanini. Ba da. Oh, dacă ne băgăm una pe aici o să pățim. Rip de nez. Ne trebuie un patent. Da, ne trebuie un patent ca să scoatem cuiul. E că e fain jocul. Este super tare jocul. Ia să vedem ce găsim în bunică, în bucătăria iepurașului. Ăsta are și frigider. Da. Uite o roată. O rotiță. Să ține minte că am găsit o rotiță. Ce tare jocul. Ok, și aici ce-i? Ușa. Ok, și acolo mai este un dulăpior. Da. Asta? Da. Nu-i nimic în el, ok. Aici e o benzină, văd. Aici e un plunger. Uite, au, este plunger dintre asta. Ok. La toaletă. Că iepurașul umfundă toaleta, știți cum. O casetă. O, casetă. Închide alea și lasă doar caseta să vadă. Nu, las deschise toate. Ce e aici după cutie? Era ceva după cutie? Nu, aici e benzina care nu pot să o iau. Ok. Adică jocul ăsta merge așa puțin aburind. Uite, știu cum, nu merge chiar drept. Cred că și noi suntem un om foarte ciudat. Înțeleg. Aici nu știu ce, o manetă? Tragi curentul, cred că. S-a deschis aici. Am chemat un lift sau s-a deschis ceva. Da, opa, ce e aici? Aici suntem la demisol? Da, în sol. În sol. Așa. Opa, încă o rotiță, deci avem două rotițe, una în bucătărie și una la demisol, se ține minte, da? Vine asta dacă am făcut gălăgie. Nu știu deocamdată. Dar urechile alea... Oh, my God! Asta e ca la Groanini! Ghilotina! Ok. Asta ce e? Nu pot să merg. Gaură de resire. Ba da. Oh, ba da. Că, așa. Un tunel, uite. Și găsim pe tunel. O scrisoare. Ce scrie aici? I cannot find the exit. Nu putem să găsim ieșirea. Pot să iau. Du-te asta, că o dau jos. Poți să apeși pe space? Nu. Și zicea, it's constantly nu știu ce. N-am pus, it's changing. It's constantly follow me. Mă urmărește în continuu. Okay. Unde am ajuns? Am ajuns undeva unde e animații. Aici e tot desenat, așa. Da. Nu pot să dau pe nimeni. Uite, o ușă. Afară. Aaa, asta e curtea lui Groanini! Stai puțin, seamănă cu Groanini jocul ăsta. Da. E fain. Îmi place. Aici ce trebuie? Iar o manivelă. Cred că da. Cred că trebuie să găsim o manivelă. Uite, ceva acolo, vedeți? Cred că e ciocanul cocolicilor. Au, dar nu pot să ajung. Ciocanul cu care scoatem cuiul. Șurubelniță. Șurubelniță. Na, acum eu nu găsesc, cred să pun o manivelă aici, așa. Ok, e foarte fain. Ceva pe aici, pe jos? Chiar e fain jocul. Ai, nu, îmi place și mie.
Nu înțeleg de ce aici așa animat și acolo e așa. Nu cred că nu mai ai putut să se mai... Se pare că de pe Space SAR. Nu mai ai avut tehnica necesară. Nu mai ai avut tehnica necesară. Stai, că aici e un dulap, mă bag în el? Cred că aici doar te ascunzi. Nu e nimic înăuntru. Ok. Oh, ne-a lăsat și o cursă, e părașul ăsta? Ce chestia asta? Asta ce e? Open the cable. Cut the cable, să-l tai. Ok. Se pare că ne lasă curse peste tot, trebuie să avem grijă. Putem să cântăm la pian. Ce culmine verde? Da. Nu știu. Piano. Am apăsat puțin, poate o să vină dacă am apăsat. M-am speriat. Uite ceva acolo. Ce asta, ce asta, ce asta? Crossbow, nu? Bow arms. Bow arms. Trebuie să reparăm arcul ăsta. Dar oare cum îl repari? Păi, ne trebuie o bucată de ceva în mijloc. Avem și un televizor. Dacă vine mă prinde că asta fuge repede. Locked. Asta parcă caseta. E, unde era? Nu, remove the lock, îmi trebuie ceva. Open. Poți să deschizi? Fugi că te prinde iepurașul. Iepurașul cu bâta. Felix aici. Ai, nu poți să respiri în praful ăsta verde. Oh my god, m-a tras o bâtă în cap, mă simt ca... Oh my god. Ce e nebunie. Prea multe puzzle-uri. Ziua a patra deja. Nu, n-am sărit o zi, nu eram ziua a doua. Ba da, eram ziua a doua. Cred că dacă... Cu gazul, cu gazul ăla trece da, zilele da, știi, mai știi, repede. Știi care e faza? Sunt prea multe puzzle, nu știu care e faza. Iepurașul. Eu cred că gazul ăla te hipnotizează cumva și trece ziua în plus. Na, hai să mergem jos. Uite, în partea dreaptă tu n-ai fost. Dar oricum nu te duc acum că e iepurașul. Na, am văzut care e faza pe aici. Unde era caseta aia? Sau trebuie să băgăm caseta aici, sau aici n-am fost. Ce asta? O, ceva, un cuțit. A, ca să tai cablul ăla de jos. Ah, ok. Mă gândesc, nu? Cred că da. Poate că tai cablul ăla de jos, dar unde era? Unde uite o mașină! Uite aici cum facem arbaleta, a, trebuie și o pușcă, trebuie o pușcă pe să punem. Ce e chestia asta? Nu știu ce e. Bow unloader, cu asta ne putem lua arbaleta, hai să facem arbaleta. Hai că e super interesant jocul, vă place? Da, sigur o să le placă, de ei sunt păpălici. E foarte tare. Să zic cum mai țipi. Mie îmi pare așa o combinație între granine și Nutella, cumva. Care și casete. Da? Știți? Puțin așa, știi? Unde era arcul? Era pe aici undeva, unde era arcul? Unde era arcul? Nu mai știu unde era arcul. Să lăsăm. Uite, iepurașul. Stau aici așa. Vezi mic. Îmi place, uite așa cum e mic. E pe aproape. Poate urcă la etaj. Uite, urcă la etaj. A urcat. Fraierul! Ce bine. O zi gălăgia când am venit pe aici. Ok, aici era pe undeva arcul, nu? Și nu mai țin minte că m-am speriat de ursulețul ăsta nebun. Parcă am mers printr-o... Parcă am mers pe aici și pe aici ne-am prins. Și înainte de asta trebuie să fie arcul. A, prin... pe aici? Nu, acolo nu. Hai să mergem totuși. Da, am scăpat arcul pe jos, pe aici, pe undeva, nu? Acum nu știu dacă ne-l dă de unde l-am scăpat. Așa ar trebui. Văd că el nu poate să meargă pe aici să plece. Sper că nu. E, da, e dreptate. Nu poate. Și aici avem și o masă de lucru. Era arcul pe undeva. Astea zici că-s luate de la fier vechi toate. Toate tablele. L-ai văzut? O trecut pe aici. Am văzut ceva, da. O trecut pe aici, că am făcut gălăgie. Noi? Cred că suntem în siguranță deocamdată. Deci dacă mai vezi praf dintr-o la verde, să te ferești, Felix. Faza este că fac gălăgie, deci mă duc sus seama pe cuțitul. Dar unde era arbaleta? Era pe aici undeva arcul. Uite că aici l-am scăpat. Serios, unde l-am scăpat? Nu știu, că deocamdată casa asta e așa de mare și nu știm. Oh, aici am căutat? Mm. Cred că trebuie să lași toate astea deschise unde căutat, știi? Ca să nu ne mai uităm a doua oară. Mă duc înapoi sus, iau cuțitul să taie. Da. Dar cu grijă că s-ar putea ursulețul să fie pe aici. Dar e un ursuleț, iepuraș. Iepurașul. Ce chestie mai spune? Unde e cuțitul? Unde-i? A, da, l-am... Uite și tu, ce chestia asta? Aici ca să scăpăm din casă, Deci pe acolo trebuie să ieșim noi, acolo este ieșirea. Mm-hmm. Uite, aici parcă era... Uite acolo în dreapta. Da. Aici e mașina, poate fi ceva și în mașină, dacă deschid, vine. Deci, e cuțitul aici, ok. Hai să iau cuțitul. Vrei să tăiem curentul ăla? Da, mă duc jos. Păi să fac și eu ceva. În jocul ăsta. Ce nebunie. Să nu vină. Nu știu, să mă uit să nu vină. Mă facem speriat. Ok, să văd dacă puteți să tai cuțitul. Puteți să tai cu ceva cuțitul, nu? Păi, cred că da. Ia, merge?
Merge cu cuțitul. Asta e puțin. Nu, cred că trebuie să găsim o foarfecă. Merge? Da. Da, merge? A mers? Știu. Deocamdată nu știm cum să folosim cuțitul. Cut the cable. Nu, nu mă lasă. Poate nu cu cuțitul. Am scoat cuțitul pe jos. Unde-i? Nu l-am în mână. Unde-i cuțitul? Nu știu. Mă auzit așa un zgomot, știi? Un tâng. Parcă a picat. Da, perfect. Vie puraș, te rog, frumos. L-am scăpat pe jos, că încă nu știu cum se funcționează. L-am băgat în inventar, nu știu unde l-am făcut. Da, nu știu. Bă, că mă dai aici, la meniu, știi? Close. Deci încă nu știm jocul, la aflăm și noi ca la groane. Am simțit că prima zi la groane și acum fug. Uite, oare unde s-a rus acest gamer? Am zis că e un gamer, uite și tu cum merge. Mai mâncă și tu. Fotomodel, ce se ține atâta de slăbuț? Ascunde, Felix, ascunde. Ok, jocul ăsta e foarte fain. Da. Pe acolo s-a dus el, mă duc și eu. Hai că nu e chiar atât de rapid, totuși noi am fost mai rapizi. Nu? Te duci după el. Oh my god, Felix. Ne-am văzut. Ascunde-te. Nu văd ce face, nu văd ce face dacă vine pe aici. Nu cred că poate să vină. Ha ha. Am crezut că ne blochează aici. O să vin înapoi pe aici, vreau să mă duc sus în partea cealaltă. Mamă, dar eu merg de parcă am cuie în picioare. Așa. Da? Uite cum face, cum merge așa. Dar este foarte bine că ne putem ascunde de el aici. S-a prins. Oare e un gamer acolo așa de bine el? Și Felix, crezi că el stă aici când noi stăm? Nu, că e model. Modelele mereu trebuie să facă sport. Mișcare, altfel se îngrașă. E purașul model cu băta. Dar îmi place că are o voce finuță, știi? Vocea face mult la cineva. Într-adevăr. Știu că odată era la o alimentară o femeie care avea jumătate de metru și zic că... Îi zic că, uite, vreau asta și asta și ea. Bine! Iau o voce! Voce de păpușă. Bine! Bă, dar tu nu mai pleci de aici? De unde scapă cursele alea? Le dă el. Na, ideea este că n-am... Uite, știu că nu te lasă să fugi. M-a văzut? Se cam supără. Ne-a văzut. Nu știu unde sunt, stai că duce în partea asta. Dacă avea o cutie de chibrituri, ai față așa cu picioarele lui. Ei, da foc. Mă duc pe aici, a văzut, încerc să nu facă lăcine. Fugi. Aici e pianul. Da. Aici era chestia de arc. Uite-o. Uite. Și acum trebuie să-l punem, mai știi unde? Cum a putut să ne prindă? Put on the tape. Ah, zicea să punem mai acolo. Ultima Z. Vai de așteptăm să vină, da? Și după aceea știu acum unde sunt lucrurile. M-am prins și eu care faza. Dar totuși cu băta nu putem să facem nimic? Nu putem să ne dăm după urechi. Despre ai fost o braznic, iepurașule! Păi nu cred, că nu merge. Am ținut-o și nu pot să dau stânga-dreapta cu ea, știi? E, doar așa de formă, să ne simțim și noi, empowered. Dar acolo după ușa aia ce-i fel? Te duci tu că e iepurașul acolo, nu mă duc acum. Cine știe, poate altă parte a casei. Da, hai să luăm asta, că știu acum unde trebuie să mă duc. Deci asta este... Bucată pentru pușca aia, pentru arbaletă. Și nu poți să pui pe planul ăla albastru? Pe masă? Păi hai să iau și altă bucată. Sau pe masă să pun, ia să văd. Așa mă gândesc. Ca la groani, se vine? Da, trebuie să faci. Și numai cu ăsta. Craft. A, uite, așa te să vezi? Pun. S-a dus și altă bucată, a dus și altă bucată. A, ce unde te-ai dus? Ah, ok. Du-te acum sus aici după ușa, să vezi ce okay, e, okay, că okay, e jos. Okay, uite, avem okay. Și un sicriu aici. Superman. E bine că avem sicriu. Avem sicriu? Da, era. Cred că le-ai patru. Da, uite aici, încă... Oh my god, mai este un etaj. Avem și un pick-up. A, uite aici. Ce-i asta? Bow body. Hai să luăm corpul arcului. Da. Am trebuit să mă duc jos ca să-l pun. Unde pun de jos? Pe aici. Vai, ce șmecher e jocul ăsta și casa asta este foarte, foarte mare. Deocamdată eu nu am memorat-o. Din patru bucăți pare că da, se pune pui asta. Da, arcul ăsta. Așa, bravo! Open. Oh! Ne putem ascunde aici? Nu, m-a clubat. Păi zicea hide. Unde scrie? Zicea și hide. Unde? Zicea la un moment păi, dat. Nu zice. Vezi? Hide, vezi? A sus mașină. Conduce-mă așa o mașină aici. Ok. Avem ceva pe aici. Că sunt mașină ca la groanii. Da.
Deci dacă el trece pe aici, nu ne vede. Ah, ok. E super tare. Cred că o să vină. Și poți, așa, ok, deci dai cu click pe mașină și te ascunzi. Da. Stai, e purilă! Eu mă duc. Cât mai avem, mă, din arcul ăla? Mai avem ceva, nu? Ești la dos. Mi-e frică. Mă duc jos, mă duc jos, mă duc jos. Mai trebuie o bucată de arc și o vreau să pun acum. Oare o găsim? E sus acolo, știu unde este. Da? Eu știu unde este, nu știu dacă mă pot să mă întorc. Păi, dar ce tare e jocul. Da, e foarte fain. Îmi place că e ca Granny, dar e așa ceva nou. Aici e arcul. Uite-l. Da, Felix a găsit bucată de arbaletă. Acum să mă întorc cu bine. De arc. Hai să ținem pumnii lui Felix să se întoarcă cu bine. Să mă întorc cu bine. Să te întorc cu bine. Să nu mănânc albine. Eu voiam să zic măsline. Cristina zicea că măsline mănâncă măsline la un timp la greu. Am și o caserolă mică de măsline și o mănânc numai eu și o împart pe zile. Și mi-au câte... Felix nu prea mă lasă mult de măsline. Că zice că le mănânc de dimineață până seară, la orice. Avem arcul! Trage cu morcov! Pe bune, o să vezi că trage cu morcov! Ia, stai puțin ca să-mi pun ceva. Ia, stai puțin. Vai, da, aștept. Am văzut că o să vină. Vino cu ace. Nu prea am țintă bună. Băi. Nu de unde trag eu. Poți să-l bat? Dar numai dacă cine știe, poate ai, n-ai infinit. Am mai 7 morcovi. Uite. Vai. Așteaptă-l când vine spre tine, știi? Ce tare că dăm cu morcovi în el. Nu știu unde pleacă asta, o sări pe geam. Acum, mi-e frică să mă duc. Dărâmă-i și tu ceva. Ți-e frică să te duci? Foarte mare. Că ești în avantaj, hă? Că deja ai făcut arbaleta și este ultima zi, probabil. E ultima zi. Tu știi, mașina asta nu are roată. Avea o roată care nu era umflată, te vezi? Nu avea geantă, nu avea cauciuc. Păi nu cred că putem să ieșim deocamdată cu mașina. Uite și tu, dacă trage în alții, ta bună. Vine. Știu. Bă, tu nu ne auzi? Mi-e frică. S-a dus pe scări. Ce tare că îl urmărim. Stai, Feli, numai dacă, când vine acum spre tine. Cred că trebuie să dai la sensibilitate mai mare. Știi ca ursul, ăsta e purașul, să te audă mai tare. Știi? Că tu ești puțin așa, la sensibilitate mică, adică pe easy. Nu, n-am ales asta. Easy sau hard. Dar sensibilitatea aia la ce se referă? Care sensibility? Uite, când aveai la meniu, uite, sensivity. La mouse. Știi, la mouse, ca să miște... Am crezut că e nivelul. Uite, dacă dau așa, close, uite acum cum mă mișc. Înțelegi? Vezi? Și mai fain așa? Păi puțin cam prea tare. Prea tare, da. Ok. Am crezut că este nivelul de dificultate pentru game. Nu, e nivelul normal. Eu tot îl măresc, tot vreau să trag un morcov. Cum să-l cheme pe iepurașul ăsta? Gherila. Dar nu pot să mă duc acolo, că dar mai am decât 2 morcovi. Bă, da, ținta asta e foarte bună. 2 morcovi! Felix! Am avut 10. Ți-am zis eu cum trebuia să-i dai așa prin casă. Da, las că vrei să joci tu azi? Nu știu, mi-e frică. Ți-e frică de joci data viitoare? S-ar putea să mă joc data viitoare. Bă, ce zic și Coculic și... Ăsta e cam chior la urechi. Da, sus din cauza care urechile mari. Că e toxic. Am auzit ceva. Vine. Ai, n-am tras pe lângă! Pac! Dar nu vine, dar trebuie binoclu, ce trebuie? Oh, 6 zile! Iepurașul este fratele darnic. Meu, 6 zile. Ok, aș vrea să mai merg aici, că e fain aici la etaj. E fain la etaj. Ma să văd unde este el, să văd dacă vine. Da, și oricum, arbaleta noastră nu mai are morcov, nu? Poate e pot adunat de pe jos, nu mai are. Da, era fain să-i fie adunat când îi dădeai. Băi, mă duc. Asta dacă nu s-au stricat între timp. Oricum, mai sunt pe aici multe camere, tu vezi? N-am fost peste tot. Aici e un dulap, celălalt. Aici, vezi, poate arunci desertare. Multe lucruri. Fii atent, tu. Ok. Asta are mai multe mobile decât în House Flipper. Da. Mamă! Fugi! Ascunde-te! Ha-ha! Bravo! Bate palma!
Ce gamer, sunt gamer, sunt gamer. Uite, uite tu, o ia la, la vale. Da, sunt de gamer. Da, sunt de gamer. Da, sunt de gamer. Am scăpat de iepuraș. Când să mergem? Îmi bazați pe instinctul de femeie. Gata. Instinctul unei femei care n-are răbdare. Am să prin toaleta, stai să... Uite, mai este un etaj, Felix. De acolo am venit. A, da? Mi-mi s-o pur un ou. Stai. Mi-mi s-o pur un ou. Uite că poți stau cu buta. Poți stai cu buta? Da. Păi vezi, Felix. Ia vină cu ace, vină că-ți dau una. Poate dai una după urechi. Vină cu ace, unde-i? Vină cu ace. Iepurile, unde ești? Uite, uite, cu buta, văd. Văd și eu, dar oare îl doare? Păi nu m-ar durea. Deci trebuie să găsim și cheia. Noi avem aici în jocul ăsta o grămadă de chestii de găsit, Felix. Vine. Vine cu arce. Vine cu arce. Te țipă. Dă-i și tu. Păi da, dar nu se întâmplă nimic. Cred că pe la spate trebuie să lovesc. Când mergi așa în cel jocul la spate. Mai știi cu zi. Ultima zi. 7 zile. A, deci avem o săptămână cu iep. Da. Am necat. Bea apă ca să treacă necarea. Vreau și eu. O săptămână cu iepurașul. O săptămână cu iepurașul ăsta, cu băta. 100% garantat. Trebuie să-i dau când se întoarce pe la spate sau la picioare undeva. Da, ai tu dreptate. Deci ia băta. Ne-a văzut! Ne-a văzut, Felix! Fugi! Ce țipă! A, uite! Ce țipă? În spatele, în spatele meu, îl simt. Și ușa asta unde duce? În bucătăria. Tu deja știi casa? Ce? Cât de cât? Ce memorie ai! Mă tras una! Ne-a bătut rău, ne-a făcut mărco! Uite și tu ce face! Ce-a făcut? Uite și tu! Se antrenează cu noi! Oh my god, karate! Karate! Gata, sunt de la ne-a făcut praf! Două bucăți de karate și asta m-a terminat! Cu bețele lui! Gamere! Gamere, bă, overe! Bă, eu zic să mai încerc puțin, mai încerc un puțin, mai ales acum câștig care faza. Cam, eu nu știu exact tot ce în casă, să zic că n-am rezolvat nimic. Ai trebuit să plec de aici așa. Am văzut că putem face un arc, dar eu zic să nu ne mai chinim cu el. Că morcovii ăia nu prea au țintă. E aproape o bucăță așa. Și acum să căutăm, trebuie să căutăm. Poate găsești bâta totuși, Felix, să țin mână. Și dacă îl vezi pe la spate, îi dai una. Uite bâta. Uite bâta. Am plangerul. Toaleta am fundată. Dar are vreo toaletă care trebuie să o desfundăm? Pe care trebuie să o desfundăm? Ce scrie aici 942? Ah, ăsta e lacăt, ok. Zici că ești o ciocunitoare. Mie chiar îmi place, dacă știți sfatul la jocul ăsta să ne ziceți, pentru că mie chiar îmi place jocul ăsta. Da, se cheamă Evil Ban. Se cheamă Evil Ban, înseamnă... Ca la Evil Nan. Da, Evil Nan, Evil Ban. Cum era la Nutella, Evil Nan, acei Evil Ban, vezi? Nu, nu știu că așa se deschide. Am zis că seamănă puțin și cu Nutella, da. După nume și tot. Mă trebuie să văd tot din nou, că la bucătărie s-au schimbat lucrurile. Știu. Na, să vedem. Deci aici ne trebuie un fel de cui ceva ca să deschidem, un fel de patent. Da. Da. Cu șurubelența nu se poate, a? Cuțitul, avem un cuțit. Nu știu ce fac cuțitul. Da, ia cuțitul și pune pe jos, că dacă așa... Nu, sau lasă așa. Uite bâta. Avem bâta. Cu iau cu mine, dar nu știu mă ajută, decât dacă dau, că în față nu pot să-i dau. De pe la spate, dacă îl vedem. Da. Așa, nimic. Uite, o rotiță. A, da, dar rotițele unde le punem, Felix? Nu știu. Frigider? Nimic de valoare. N-are nimic. N-are nimic de mâncare, de ea ne vrea pe noi. Așa. Ok. Bucătăria, am terminat-o. Curentul ăla, nu știu exact care e faza. Uite cu aici el. E o chestie. Open the valve. Deci deschidem valva ca să inundăm ceva. Ceva poate pe la toaletă? Da. O casetă acolo, ai văzut? Da. Și totuși unde punem casetele? Nu știu. N-am văzut niciun... Uite, când dau asta, aia când dau asta, am deschide mașina. Ah, ok. Aici facem arbaleta. Uite, este ceva acolo, aici, în dreapta. Bucată de paleta. Ok, n-avem nevoie de ea că nu ne ajută prea tare. Pepenele! Hai să-l ducem în ghilotină. Hai să-l ducem în ghilotină acolo. Ești din curte. Genială. Și să vedem ce ne dăm pepene. Poate ne dă o cheie, poate ne dă e clar că nu s-a luat după groani cu pepene. Un pepene mai mic. Vine, l-am văzut. Oricum, ăsta e un fel de groani, doar că uite, cu iepurașul, da. Vine, stai că vine asta. Cred că e super tare, trebuie să ne ascundem. Da, că vine, ascundem așa. Ha-ha! Deci am crezut că e afară ghilotina, dar se pare că este aici. Chiar și eu am, nu știu. Hai că e bun. Și în mijloc ce are acolo? O piscină? Ce are aici jos, în mijloc? Chestia asta? Putem ascunde aici? Asta am dărmat eu mai înainte. Ok. Așa. Dar uite și tu, când stau așa normal, uite, el o ia pe se arătură. Se duce, da. O ia pe arătură. Trebuie să fii tot timpul conectat și în priză la jocul ăsta. Ăsta este joc pentru gameri. Hai, bagă. Uite-l pe scărul picioarele lui. Cred că mă putea să dau cu picioarele. Bețele de chibrit?
Vai, hai să punem ăsta. Put on the watermelon. Dar cum îl punem? Nu știu controlele așa de bine. Așa, așa, așa. Și hai să deschidem. Vai, deci dacă vine... Oare ce a picat? Nu știu, oare o cheie? Mă duc imediat. Deci dacă ne-a picat o cheie, ar fi super genial. El stă acolo, poate s-a blocat acolo. El stă acolo de pază, s-a blocat! Vedeți? E, hai să vedem dacă nu... Mi-a dat ceva, uite, okay. Cheia de la safe, hai să vedem ce este în safe. Unde e safe-ul? Era pe la etaj puțin. Na, ideea este că el cred că e blocat acolo sau cumva fumează țigare, ceva ce ia pauză. Și mă plimb pe aici prin casa lui. E bun, e bun. Prin casa lui. Să vedem ce mai are pe aici așa. Uite, Felix, poate putem casetele alea să le punem aici la televizor, ce zici? Put on the table, da, ce-ți mâncă asta? E, ce genial! Deci te-ate când se ne-a de palma! Hai că o luăm. Dar faza este că eu, știi care e problema? Eu nu pot să trec sus aici, că e poză, să mă moară, da? Și parcă acolo este el. Da, deci pe unde trecem? Valva, deschide-o. Nu mă lasă. Nu te lasă. Poate ne trebuie ceva. Opa, nu mă lasă. Poate cu orang. Aici ce e asta? Remove lock. Trebuie să mă omor. Trebuie o cheie undeva. Ce complicat e jocul. Adică avem o grămadă de chestii de găsit. Până ne învățăm. Iepurilă, mai ești acolo? Mai ești acolo? Da. Mamă, mi-e frică. Deci stă de pază aici și prin partea alaltă nu putem. S-a blocat? Sau stai fratele lui? Puci. Da, și-o revenit. Vine după mine. Vine. Ce făceai înainte, bă? Vine. Și safe-ul unde este? Nu știu, dar întâi să mă scunde. Hai să ne ascundem sub pat. Oh! Ah, spune-te! Mă puși! Am ieșit afară că până apriși pe buton, mă... Prima ți s-a dus, iarăși ziua a doua. Dar unde e safe? Ai văzut un safe? Știu că era pe aproape la intrare, adică l-am observat destul de la începutul jocului. Nu știu dacă vine. Uite că știu așa. Ai ieșit de acolo, ok. Și cred că în camera asta pe aici undeva. Unde o fi safe-ul? Uite aici, vezi? Da. Ia să vedem ce găsim. Poate găsim un ciocan, ceva. E cheia albastră, zicea. Cheia albastră trebuie, dar zicea că e de la safe. Open the door. Stai puțin. Open the lock. Așa pasă. Vezi? Tot așa cu mâna și... Ce e într-un? Main key. Cheia principală. Cheia de la ușă, Felix. Ia-o, așa, bravo. Oare putem să deschidem ușa? Știi că era o ușă, dar cred că trebuie să oprim curentul. Uite. Va trebui să oprim curentul dacă vrem să deschidem ușa. Dar vreau măcar dacă merge. Uite, el a mers în partea aia și merg acum jos. Da. Ha. Și ce facem și cu aia de desfundat toaletele, oare? Nu știu, hai să vedem unde e infundat. Ia, poți să deschizi aici? Open the lock, nu mă lasă. Cu mâna. Nu mă lasă. Nu merge. Nu mă lasă. Uite. Nu. Vezi? Se pare că trebuie să mai stingem și curentul cumva. Dar unde e ușa principală? Orică era aici așa după. Ah, da, uite asta e. Opa. Am reușit. Și zice cut a plank, dar am cu ce s-o tai, știi? Cu cuțitul. Cu cuțitul. Oh my god, ne-a văzut ursulețul. E purașul. Nu ne-a văzut, dar e pe aproape. Se pune și el pe aici. Când aude o gălăgie, vine. Oh, buta. Buta, poate poți să te dai de la spate? Uite și tu. Hai să văd unde e. Poate putem să dăm de la spate, nu? Da. Ascunde-te, ascunde-te în mașină, ascunde-te. Mă vede. Uite-l. Să mă duc puțin sus. Mă duc până la etaj. Hai că mă duc aici și dau la picioare. Da. Vii? Oh, bine. Vine? A, m-a prins! M-a pus cineva să uit, Cristina. Tu m-ai pus să mă uit. Eu te-am pus. Dar na, ideea este că poate dăm la picioare cu buta. Zdei. Reușești ceva? Trebuie să ne-o scasă, este modernă. El este acolo. Bun, am să continuăm data viitoare. Dacă vreți să continuăm Evil Bun. Dați Evil Bun. Like apăsați acolo. Like. Nu uitați să scrieți în comentarii cât de fain e jocul și cât de mult vă place. Și ne vedem data viitoare. Pa! Și dacă vreți să joc și eu. Oh, urmează Cristina!